Apar detalii și reacții incredibile după ce o elevă a fost bătută și batjocorită de alte două tinere colege de școală cu victima. Scenele în care agresoarele, ajutate de un alt tânăr, o lovesc în mod repetat pe victimă și o supun o umilințe greu de privit, au devenit virale pe internet. Pusă în fața faptului împlinit, una dintre bătăușe și-a cerut scuze pe o rețea de socializare. De altfel, agresoarea este considerată un elev problemă, are multe absențe și va intra acum în comisia de disciplină. Între timp, polițiștii cercetează pe cei trei minori. Avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Dacă o simt vreodată, te mai fac frumos de ai, e bine. Ce te fac frumos de ai? Și tu îi spui ceva. Nu mai spui de tine. Întreaga scenă a avut loc în cartierul ploieștean Malul Roșu. În imaginile postate pe o rețea de socializare se vede cum agresoarele încep să-i reproșeze victimei diverse lucruri. De acolo și până la violență n-a mai fost decât un pas. Dacă te întreabă cineva de te-ai zis, nu cunoști. Sau zici, nici o cunoști. Și-a luat bătaie de la mine. Mi-am luat bătaie de la mine. Cele două tinere încep să o lovească pe colega lor, apoi adolescenta de 15 ani este stropită cu apă de un alt adolescent. După ce a fost trasă de păr, victimei îi se cere să îngenuncheze și să pupe mâna bătăușelor. Hai de mișcă, bă! Nici chiar așa, bă! După ce a fost pusă la zid pe internet, una dintre agresoare și-a cerut scuze pentru gestul său. Îmi prezint scuzele mele publice pentru ceea ce am făcut. Sunt foarte conștientă că am greșit. Îmi asum vina pentru tot. Voi răspunde moral și penal pentru tot ce am comis. Îmi pare extrem de rău pentru tot. Am fost chiar proastă. A provenit de la altă școală și... din câte mi-am dat seama, și-a păstrat anturajul dinainte de a veni la școala noastră. Semestrul acesta a făcut un număr îngrijorător de absențe și va intra în discuția Comisiei de Disciplină. Imaginile au ajuns și pe masa polițiștilor care au demarat o anchetă. În plus, părinții victimei au depus o plângere împotriva agresoarelor. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Atât bătăușele, cât și victima lor vor fi conciliate psihologic. Se va face evaluarea situației și, în principal, se va implica în acordarea serviciilor de consiliere psihologică și socială, atât pentru victimă, cât și pentru agresori. Psihologii atrag atenția că în astfel de cazuri, violența în familie naște violență la rândul ei. Sunt copii care ori au fost la rândul lor agresați, ori au fost expuși, au văzut astfel de comportamente în jurul lor. Se datorează unei lipse de empatie, se datorează unei relaționări de proastă calitate cu ceilalți. Având în vedere că sunt minore, agresoarele nu vor răspunde penal pentru fapta lor.